La începutul acestei săptămâni, primarul comunei Lerești, Marian Toader, a semnat contractul de finanțare pentru asfaltarea și modernizarea a mai multor drumuri comunale. Proiectul a primit finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală Angel Saligny și în următoarea perioadă lucrările vor fi scoase la licitație. O mare parte dintre aceste drumuri au fost afectate de introducerea rețelei de canalizare. La Ministerul Dezvoltării am semnat contractul de modernizare drumuri de interes local în comuna Lerești, proiect în valoare de 1.300.000 de lei, bani de la guvern prin Programul Național Angel Saligny, restul de 288.000 de lei, diferența va fi suportată din bugetul local. Este vorba despre modernizarea, asfaltarea și cu șanțuri, cirigole, carosabile și tot ce cuprinde acest proiect, despre strada Răcieni, ulița Todoroiu, ulița Băjenaru, ulița Redea, ulița Pitulan, strada Valea Foii și laterală și ulița Bisericii. Lungimea acestor străzi însumează 3,7 km. Într-adevăr, au fost foarte multe acte de clarificat, am reușit să le depunem și în urma clarificării, iată că cel de-al doilea proiect a fost semnat, urmând ca perioada următoare să dăm drumul la cele două licitații, atât pentru apă canalizare împojorâtă, cât și pentru modernizarea drumurilor din Voinești. Este vorba despre acele drumuri pe care a fost introdusă rețeaua de canalizare tot prin program guvernamental, prin acel PNDL 2. Drumul de contur de pe barajul Râușor până la porterea sa a fost asfaltat și urmează ca până în vara anului viitor să se lucreze la consolidarea malurilor și pilonilor de susținere.